Bine, v-am regăsit în catacombă, rețeaua subterană a bisericii și a oricărui sistem în care se poate vorbi despre adevăr fără teamă și fără scrupule. Astăzi aș vrea să încep predica mea din catacombă cu un text care se găsește în Cartea Faptelor, capitolul 26. Este vorba despre judecata lui Pavel în fața lui Festus și Agripa. Și citesc începând de la versetul 4. Spune Pavel: viața mea din cele dintâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu, după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Este ideea pe care Pavel o spune și înaintea lui Felix și ca să citez cuvintele lui Pavel înaintea lui Felix, eu îl slujesc pe Dumnezeu după calea care se numește sectă. Eu cred tot ce spune legea și prorocii. Ce avem aici este ceea ce în timpurile moderne numim un fundamentalist. Pavel este prin structură și prin vocație un fundamentalist. Și cuvântul fundamentalism este aplicat cu privire la islam în timpul nostru și pe bună dreptate. Islamul este, prin excelență, religia cărții. Însă, termenul a fost pus în circulație prima dată în Statele Unite ale Americii, ca o reacție a bisericilor evanghelice față de modernitate. Și printre principiile de bază ale fundamentalismului este absolutizarea canonului, absolutizarea literei. Inspirația verbală este doar un aspect aici. Este vorba despre absolutizarea textului și despre noțiunea că revelația, adevărul, da, adevărul, a fost revelat într-o formă verbală definitivă. Și că în afara acestei forme verbale, a acestui text, nu există adevăr sau nu există adevăr relevant. Nu există adevăr important pentru omenire. Așa că tot ceea ce trebuie să facem este să studiem acest adevăr revelat într-o formă verbală, scrisă, să trăim după el și să ne împotrivim oricărei schimbări. Așa că fundamentalismul este apărarea evanghelicalismului american împotriva modernității, așa cum astăzi fundamentalismul este cunoscut ca reacția islamului împotriva modernității. În principiu este ceea ce a spus faimoasa afirmația califului Omar, care este atribuită că ar fi spus-o când a dat foc bibliotecii din Alexandria: dacă ce se află în această bibliotecă se află și în Coran, nu avem nevoie. Dacă nu se află și în Coran, cu atât mai mult nu avem nevoie și dați-le foc. În mod clar, califul de Cordoba a spus aceste cuvinte în fața a ceea ce este numită oarecum impropriu renașterea islamică. De ce e impropriu? Pentru că a existat o renaștere în islam și o renaștere în creștinism. Și această renaștere n-a plecat din islam, așa cum renașterea secolului XV n-a plecat din creștinism, ci mai degrabă a fost o antiteză dialectică la care creștinismul a răspuns. Și islamul a preferat să o respingă categoric. Însă, închei această paranteză. Deci, Pavel este un fundamentalist, prin vocație, prin structură. Un fundamentalist care crede că adevărul este într-o formă definitivă prezentată în lege și proroci și în calea fariseilor. Și ca fariseu încearcă să trăiască acest adevăr fără compromis cu cultura elenistă, pe care se pare că o cunoștea destul de bine, sau cu stiluri de viață împrumutate de la alte popoare, nu acceptă inovații, ci rămâne strict la litera canonului. Este un fariseu, cu alte cuvinte, un fariseu sincer. Citesc mai departe. O să trec peste apologia lui Pavel, în care încearcă să arate că există în lege și în proroci texte care susțin poziția lui cu privire la Iisus Hristos. Și o să merg la experiența lui personală,
în care povestește cum a persecutat pe creștini și după aceea urmează versetul 13, în care povestește experiența lui pe drumul spre Damasc. Pe la miază, împărate, pe drum am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarșilor mei o lumină din cer. Acre strălucire între cea pe a soarelui. Am căzut cu toți la pământ și am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țăpuș? Este aici un eveniment. Și este foarte interesant că dacă încercăm să mergem la litera Bibliei pentru a defini exact acest eveniment, ne încurcăm. Fiindcă sunt două relatări contradictorii. Aici Pavel spune că toți au auzit lumina, dar el a auzit glasul. Dincolo se spune că toți au auzit glasul, numai Pavel a auzit lumina. Este încă un argument împotriva literalismului biblic. Dar merg mai departe. Cine ești, Doamne? Am răspuns eu și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, că și m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atâta lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul ronorodului acesta și din mijlocul neamului la care te trimet, ca să le deschis ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credință în mine iertare de păcate și moștenire împreună cu cei sfinți. Aș vrea să mă întorc asupra uneia dintre afirmațiile cheie în confesiunea lui Pavel, ca să te pun slujitor și martor atâta lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Sunt două concepții despre adevăr. Una este aceea că adevărul este cuprins într-o formă definitivă, într-un canon, legea și prorocii, la care noi ca creștini am adăugat în Noul Testament de la Matei până la Apocalipsa. Și la aceasta, mă rog, la legea și prorocii și la Evanghelie, islamicii au adăugat mărturia lui Mohamed, adventiștii au adăugat mărturia lui Ellen White, mormonii au adăugat mărturia lui Joseph Smith și fiecare sectă și biserică creștină a adăugat ceva, că este vorba de părinții bisericii, că este vorba de o anumită interpretare, dar cert este că există, a fost adăugată dogma și dogma ca și legea și prorocii este o formulă verbală a adevărului definitivă și este în trecut. Ceea ce caracterizează dogma este noțiunea că revelația a fost perfectă și deplină în trecut. Să zicem în creștinismul ortodox, secolul 4-5 este momentul revelației depline în formă verbală. Adevărul ca dogmă are o expresă verbală definitivă în trecut. Da? Deci această expresie verbală este nenegociabilă, ca și constituția unei legi, care trebuie interpretată la literă totdeauna. Și nu ne întrebăm bunul simț, ci întrebăm litera legii atunci când interpretăm legea. Așa este și cu dogma. Ca atare este ideea că a fost adevărul definitiv în trecut. Dar Pavel spune aici, și iarăși repet cuvintele lui, martor al lucru pe care l-ai văzut, nu este vorba aici de ce a citit, ci de ce a văzut, și pe care mă vei vedea făcându-le. Deci sunt încă evenimente care se vor desfășura în viitor și pe care el trebuie să le mărturisească. Și mărturia lui nu trebuie să fie limitată de dogmă sau de canonul Scripturilor. Asta este clar ce spune Pavel aici. Merg mai departe. Pavel de aici pleacă într-o misiune, nu? Are o misiune ca să deschidă ochii tuturor, să întoarcă de sub puterea satanei la Dumnezeu și așa mai departe, la moștenirea împreună cu cei sfinți, prin credință, iertare de păcate, etc., etc. Este aici o teologie nouă pe care Pavel o predică, nu atât pe baza legii și prorocilor, deși în apologia lui mereu încearcă și de multe ori cu mult succes, alteori exegezele lui sunt îndoielnice, încearcă să facă totdeauna o punte între legea și prorocii și evenimentul pe care l-a văzut, dar cert este că misiunea lui Pavel este determinată de ceea ce a văzut și de ceea ce va vedea în continuare. De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Înțeleg că alții s-au împotrivit. Și cum s-au împotrivit? Odată unii prin respingerea definitivă, clară,
cum au făcut iudeii. Alții au încercat, cum au făcut Iacob și Petru și Ioan chiar la Ierusalim, biserica de la Ierusalim, partida circumcișilor, au încercat să salveze sistemul, reinterpretând vedenia și ceea ce vor mai vedea prin prisma a ceea ce cunoșteau că este adevăr absolut și definitiv. Și o să sar mai departe peste mărturisirea lui Pavel. Versul 24 este intervenția lui Festus. Pavel, ești nebun, învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Nu sunt nebun, alesule Festus, dimpotrivă rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri, de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, că sunt credința că nu este nimic necunoscut, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Argumentul lui Pavel este că el se raportează la evenimente publice. Și o să las aici aspectul pe care îl veți auzit predicat și l-ați mai auzit predicat nu în catacombă, ci în biserică, anume în catedrală, da? În adunare, în mass media religioasă, aspectul supranatural. Nu acesta mă interesează aici. Deci, învierea lui Iisus nu a fost un eveniment public. Răstignirea lui a fost un eveniment public. Confruntarea lui, procesul lui, învățătura lui Iisus, atitudinea lui, fără compromis, toate au fost evenimente publice. La fel, existența unei mișcări puternice care susținea că Iisus a înviat în mod foarte pozitiv și teologia și controversele lor cu iudeii și chiar controverse din interiorul bisericii creștine erau publice. Și la acesta se referă Pavel, la evenimentul public. Și cumva acest eveniment public, nu-i vorba aici de o viziune, mă rog, cineva are schizofrenie și spune că a avut o viziune. În general, prefer să las la o parte aspectul supranatural, sunt sceptic față de supranatural, dacă cineva are viziuni și vedenii, sunt și mai sceptic. Vreau să sublinez aici un alt aspect. Și care este aspectul acesta? Confruntarea cu evenimente noi. Și când spun eveniment nou, nu înțeleg eveniment pur și simplu ceva ce se întâmplă și scrie în ziar sau la news, ci cu ceva ce schimbă radical perspectiva asupra lumii. Și această schimbare de perspectivă intră în conflict cu dogme, cu canonul scris, cu litera canonului, cu anumite atitudini și valori tradiționale. Și care este răspunsul lui Pavel și care este răspunsul nostru? Pentru că în cazul lui Pavel vorbim aici despre un fariseu, da? Un fundamentalist. Se întâmplă ceva. Vedenia, spune el. Sunt ceva mai sceptic față de vedenii. Dar o să sumez sub cuvântul vedenie orice revelație în sensul foarte larg al cuvântului, fără nicio implicație supranaturală. Da? Orice schimbare bruscă de perspectivă, orice eveniment sau sumă de evenimente incontestabile, care au loc, care se întâmplă, și care reflectă un adevăr mai adânc, neînțeles până acum, și care reclamă din partea omului o schimbare radicală. Pavel devine un om nou, sau devine Pavel, da? Devine un misionar care merge să proclame în toată lumea misiunea lui. Și aceasta este răspuns la vedenie, adică la un eveniment. Eveniment care implică nu neapărat experiența lui Pavel spre Damasc, vorba fariseilor în Sinedriu, planul Pariei s-a arătat un înger, da, mereu se arată înger la tot felul de oameni și câți oameni n-au văzut îngeri sau sfinți sau l-au văzut pe Iisus, au văzut vedenii și așa mai departe. Nu asta e problema. Problema este că Pavel se recunoaște pe el însuși ca un om care aruncă cu piciorul într-un țăpuș, adică care are o dilemă. Și cumva, el trebuie să rezolve acum această dilemă, nu mai poate merge mai departe cu ea. Așa că merge 3 ani în pustie.
Și ceea ce face Pavel în pustia Arabiei este că atrage toate concluziile logice din evenimentul Iisus. Și indiferent dacă credem sau nu că Iisus a înviat, sau dacă credem sau nu că experiența lui Pavel a fost o experiență supranaturală, aș vrea să spun că acestea nu sunt esențiale pentru mine aici în catacombă. Da? Deasupra e foarte important. Să, practic, aici e binevenit orice ateu și orice sceptic și orice agnostic. Nu la asta mă refer. Indiferent dacă iese sau nu adevărat, factual, faptul că a fost ceva, o vedenie supranaturală sau că Iisus a înviat cu adevărat, este ceva ce se întâmplă. Și Pavel crede că Iisus a înviat. E clar că l-a văzut pe Iisus. Deci, dintr-o dată, el trebuie să ia în considerare învățătura și răsignirea lui Iisus, trage concluzii. Și Pavel este, spune el lui Festus, spun cuvinte chipzuite, nu sunt nebun, dar Pavel nu e nebun. Pavel este foarte logic, foarte rațional, o știm cu toții, trage concluzia logică. Și concluzia logică este că acest canon al Vechiului Testament, urmim noi Vechiul Testament, al legii prorocilor, subordonează toată viața lui. Nu că devine irelevant, este relevant încă doar pentru el, mai ales prorocii. Dar nu mai are autoritate să-i definească nici crezul, nici conștiința lui despre adevăr, nici misiunea lui, nici viața lui. Ci acest canon devine un aspect particular, vis-a-vis de un adevăr universal. Și adevărul universal în Iisus este că nu mai e diferență între grec și iudeu, nu mai e diferență între bărbat și femeie, nu mai e diferență între sclav și stăpân, da? Nu mai e diferență între templu și ceea ce este dincolo de zidul de despărțire sau dincolo de zidul exterior al templului chiar. Nu mai e diferență între... Tora nu mai are un caracter absolut. Astea sunt lucruri, sunt concluzii logice pe care le trage Pavel. Practic, atât cezarul cât și marele preot sunt delegitimizați ca autoritate absolută. Toată ordinea e delegitimizată pentru că toată ordinea prezentă la răsânită Iisus. Este o concluzie foarte radicală, o concluzie revoluționară. Și Pavel se face predicatorul acestei concluzii revoluționare. Diferența între Pavel și Petru este clar că Pavel trage ultimele concluzii logice și foarte consecvente ale urma. Pe când Petru sperea să se desprindă de trecut și încearcă să includă creștinismul ca o sectă a iudaismului. Pe când Pavel face din iudaism o sectă, adică o manifestare particulară a unui adevăr universal care depășește iudaismul. De ce spun acest lucru? Pentru că este vorba aici de două atitudini diferite. Una dintre aceste atitudini este aceea de a considera că adevărul este ceva care a fost revelat în trecut. Așa cum am spus, dogma însemnează că formula definitivă a adevărului a fost elaborată în trecut, în mod verbal, și nu putem adăuga nimic la aceasta. O formă particulară de dogme sunt cele 28 sau câte mai fi din vară, începând din vara asta, poate 29 de puncte. Mă rog, chestia asta cu punctele sună foarte ciudat. De puncte de credință sau statements of beliefs, și cum le mai spune. Deci, acesta este un aspect al dogmei, în care ceea ce a fost considerat o opinie colectivă devine dogmă și devine nenegociabil în doar câțiva ani de zile. După aceea, ideea că litera legii, litera scripturii, este un adevăr incontestabil și definitiv și nimic nu trebuie să treacă de această literă a Scripturii ca stil de viață, ca înțelegere a lumii, ca filozofie, ca știință chiar, totul trebuie limitat în circumscris în litera Scripturii. Ce trece de aceasta, vorba califului Omar, trebuie ars. Ori se găsește în Scriptură și nu avem nevoie, ori nu se găsește în Scriptură și iarăși nu avem nevoie. Lumea a fost făcută perfectă la începutul ei și orice imperfecțiune a lumii este doar o abatere de la perfecțiunea originară. Nu avem ce să așteptăm bun în viitor.
Adevărul, perfecțiunea sunt în trecut. Și tot ce trebuie să... lucrul la care trebuie să aspirăm este o întoarcere spre trecut. Să ne întoarcem în Eden, să ne întoarcem la perfecțiunea originară, să ne întoarcem la adevărul originar. Cealaltă concepție este aceea că adevărul se revelează în timp, chiar și universul, cum îl privim noi, este ceva ce se revelează, dacă vreți să luați universul ca o revelație, da? Universul nu se dacă o luăm ca o revelație universul, cum spune Psalmul 19 sau Fapte 1:21, n-am nicio problemă cu aceasta. Deci considerăm universul o revelație. Dar această revelație se desfășoară în timp. Începând de acum 13,8 miliarde de ani. Dacă vreți să spuneți Big Bang, spuneți Big Bang. Dacă nu, nu știm ce a fost. Dar cert este că de atunci începe o revelație a universului în timp, așa cum viața se revelează în timp, își revelează misterele în timp. În istoria vieții, care pe planeta noastră este de 3,5 miliarde de ani. Și așa cum istoria planetei, no, istoria omenirii, când spun istorie, nu mă refer la preistorie, mă refer la istoria așa cum o cunoaștem în ultimele câteva mii de ani. Și corespunde exact cu istoria biblică aceasta. Implică revelarea unor noi adevăruri morale, adevărul despre om, unor noi adevăruri existențiale, pe care le aduce timpul, care nu se găsesc în trecut, se privite în viitor. Cum spune Pavel, lucrurile care mi-ai văzut că le-am făcut și mă vei vedea că le voi face, acela să le mărturisești. Există o controversă astăzi despre islam. Și una dintre argumentele care sunt aduse oarecum în favoarea islamului este acela că creștinismul nu se deosebește de islam prin faptul că ar avea texte, la bază texte mai bune decât islamul. Mă rog, omorârea cu pietre nu o găsești în Coran, o găsești în Vechiul Testament. Atrocitățile pe care le ordonă Moise nu sunt cu nimic deosebit de atrocitățile pe care le ordonă Mohamed. Da? Creștinii până acum 500 de ani ardeau oameni pe rug. Și să nu spuneți că Biserica Catolică ardea oameni pe rug și protestanții n-au ars oameni pe rug. Au ars mai puțini, din cauza că protestantismul a apărut mai târziu. Dacă protestantismul a prea mai devreme, ardeau și destul oameni pe rug. Ideea era că ereticii trebuie ars pe rug și aici erau de acord și protestanții și catolicii. Bineînțeles că protestanții erau de acord ca protestanții să fie arși pe rug. Dar n-a avut nicio problemă când Servețiu s-a fost ars pe rug sau, hai să luăm un alt caz, în cel mai radical protestantism puritan în secolul XVII a sponsorat faimosul proces al vrăjitoarelor din Salem și există astăzi creștini care spun că acestea au fost cu adevărat vrăjitoare și că atitudinea coloniei de puritani din Salem a fost foarte biblică până la urmă. Așa că nu spun aici catolici au făcut-o, protestanții n-au făcut-o. Creștinii au ars oameni pe rug, au omorât vrăjitoare, au persecutat. Însă diferența între islam și creștinism, se spune, este acela că creștinismul a avut o reformațiune și islamul n-a avut o reformațiune. Ceea ce este în parte adevărat, dar de fapt... ideea este alta. Dacă creștinul s-a schimbat nu fiindcă nu pe baza canonului, nu pe baza textului, ci s-a schimbat fiindcă a fost deschis la evenimente care au venit în afara canonului. Pe când canonul coranic, care a apărut mai târziu și a fost deja canonul coranic a luat în considerare anumite găuri în canonul biblic și le-a stupat. Canonul coranic a fost mult mai imun la ceea ce s-a întâmplat în afară. De exemplu, a avut loc așa zisa renaștere islamică în secolul XIII-XIV și islamul a respins hotărât această renaștere, pe când renașterea europeană care a apărut ceva mai târziu. În mod foarte interesant, schimbarea care s-a produs în creștinism a venit în urma renașterii, a venit în urma unei noi științe a interpretării textului pe care l-a adus renașterea germană în special. Apoi a avut o nouă preocupare artistică. Gândiți-vă la cineva care, un țăran medieval, să zic, sau, mă rog, un peregrin oarecare din Evul Mediu, care vizita Capela Sixtina și privea la freștele lui Michelangelo.
Nu e vorba aici de aspectul artistic al frescei, nu e vorba nici de aspectul scandalos, care probabil scandaliza pe mulți, al nudurilor, care pe pereții unei biserici, ceea ce impactul era o schimbare radicală de perspectivă asupra naturii umane și asupra relației între divinitate și creație, pe care Michelangelo o transmite în această, în această capodoperă de pictură. Și cumva omul ieșea din biserică cu o perspectivă schimbată. Deci ce a făcut creștinismul este că a ieșit în afara canonului și a acceptat provocarea renașterii. Celelalte schimbări care s-au făcut în creștinism au venit de la Revoluția Științifică, de exemplu. Și vreau că creștinismul a rezistat. Așa cum a rezistat și la ideea modernă a drepturilor omului. Creștinismul a rezistat la început. Și s-a declarat deschis împotriva lor pe baza canonului, pe baza dogmei, pe baza tradițiilor. Dar în cele din urmă, creștinismul a fost obligat să accepte. În conflict cu niște forțe superioare politic și social sistemului creștin. Pe când islamul nu a acceptat să se schimbe sub presiunea acestor forțe exterioare și a reacționat chiar violent. Acum aș vrea să mă întorc la problema noastră, fiindcă nu vreau să fac aici o lecție de istorie. Noi trăim într-un timp când foarte multe lucruri s-au schimbat și multe lucruri se schimbă. Și există două atitudini pe care creștin le poate avea vis-a-vis de schimbare. Atitudinea conservatoare este aceea că orice schimbare este rea. Și ca atare, ceea ce trebuie să facă un creștin este să-și conducă concepția lui despre viață strict după litera Scripturii. Așa se face că, de exemplu, creștinul confruntat cu Revoluția Științifică. La început susține clar și tare că pământul este plat. Asta se întâmplă pe vremea lui Augustin, când Augustin încerca să le convingă pe creștini că totuși pământul e rotund. Dar mai târziu susține că, da, pământul e rotund, dar universul se învârte în jurul pământului. După aceea acceptă heliocentrismul, dar nu acceptă evoluția universului, de la supă de fotoni și electroni, la nebuloase de hidrogen și heliu și praf interstelar, la sori și sisteme solare și materie organică, refuză aceasta. După aceea, da, poate că a existat, dar totuși sistemul solar a fost hocus pocus. Și da, poate că a fost așa, dar materia organică a fost creată miraculos. Oh, da, materia organică doar chimia carbonului, dar viața totuși. Dar speciile au fost create distinct una de alta. Pormă, da, probabil că între specii a fost ceva variabilitate, dar nu între genuri. Da, a fost și între genuri, a fost mega evoluție, dar viața a fost un miracol și omul e un miracol și așa mai departe. Creștinul tot timpul încearcă cât se poate de mult să rămâne la canonul Scripturii și să refuze vedenia, să împotrivească vedenii, să împotrivească la ceea ce este nou. Aspectul Revoluției Științifice l-am mai discutat și nu vreau să mai insist asupra lui acum. Sunt alte aspecte ale acestei revoluții. De exemplu, apariția tiparului a fost în mod clar unul dintre factorii care au determinat succesul reformațiunii. Și prima reformațiunii nu este așa cum învățăm noi în Marea Luptă, că dintr-o dată Luther a descoperit că în Biblie scrie altfel decât era învățat la biserică. Nu. Contra-reformațiunea a fost o întoarcere la Biblie așa cum a fost și reformațiunea. Problema a fost alta. Problema a fost că Biserica Catolică a încercat să rezolve toate dilemele care apăruseră începând din secolul XIV în creștinism, prin să le lase pe mâna bisericii să le rezolve în mod autoritar. Pe când Luther le-a lăsat asupra individului. Bun, ultimul judecător al Bibliei și ultimul interpret al Bibliei este individul, care are Duhul Sfânt, mă rog, ca să adăugăm și asta. Dar cert este că nu este autoritatea autoritatea clerului care pune o anumită interpretare. Firește, asta n-a durat mult. Pentru că după aceea a apărut o nouă dogmă a Bisericii Luterane, a apărut formula de concordiei și Biserica Protestantă a devenit doar o altă biserică catolică mai adaptată
la realitățile burgheze, pe când Biserica Catolică era o biserică de preeminență feudală. Însă, în timpul nostru avem o altă revoluție, care este mult mai radicală decât cea făcută de Gutenberg, și este revoluția internetului. Este situația în care toată informația din toate cărțile și toate publicațiile și tot ce s-a spus, și inclusiv aspecte triviale, este cuprins într-un singur copac stufos, ale cărui ramuri pot fi accesate și rămurele și așa mai departe. Și bineînțeles că sunt uși închise și sunt e multă confuzie și multă frunziș și multe crenci care nu duc nicăieri, însă cert este că noi nu mai vorbim acum, ca pe vremea lui Gutenberg, de biblioteci, ci de o singură bibliotecă virtuală a internetului, la care accesul poate fi instantaneu în orice parte. Așa cum vorbim de social media, în care oameni de diferite credințe și diferite persoasiuni au legătură în timp real prin internet la nivel global. Vorbim despre globalizare și multe altele. Ei bine, toate aceste lucruri noi schimbă punctul de vedere și avem concepții noi și valori noi. Eu personal mi-am schimbat foarte mult concepțiile în ultimele 20 de ani. Și nu fiindcă sunt ușor atic, ci pentru că nu mi-a fost frică să... N-am vrut să mă potrezi vedenii, ca să spun așa, da? Nu mi-a fost frică de lucruri care nu s-au petrecut într-un colț și care au schimbat perspectiva noastră asupra lucrurilor. Când am venit în America, am învățat un adevăr. În anii 90, se spunea așa: bisericile române din America n-au avut o revoluție. Într-adevăr, asta este ideea. Ceva nou s-a întâmplat în 90. Și românii din România, într-un fel sau altul, au trebuit să răspundă în fața acestui lucru nou, căderea comunismului. Dar așa cum se spunea, comunismul n-a căzut niciodată în bisericile din diaspora, pentru că nu s-au confruntat cu o revoluție. Acesta era adevărat cu o anumită generație, care acum începe să rămână în pustie. Însă, același lucru se poate spune și despre revoluția internetului, mult mai radicală. Cei mai mulți credincioși nu au absorbit revoluția internetului, n-au expozat de informație. Sau se împotrivesc ei în mod activ. Și sunt două grupe. Cei care spun Biblia și Spiritul Profetei, dacă vreți, ce am învățat, asta aud foarte, ce am învățat noi. Noi așa am învățat, să rămân la ce am învățat. De multe ori sunt la biserică, țin școala de slavă și spune, noi am învățat că așa și așa și așa. Și aceasta este replica care mi se întotdeauna. Am învățat așa. Deci cum poți să vii cu altceva? Și cei care nu aruncă ce au învățat, nu aruncă nici Biblia peste bord, nici Spiritul Profetic, nici ce au învățat, nu. Dar sunt deschiși la ceea ce este nou. Și când spun ceea ce este nou, înțeleg că ceea ce este nou schimbă perspectiva. Creștinii numai acum 200 de ani credeau că sclavia este biblică. Nu și-au schimbat perspectiva din cauza Bibliei. Și-au schimbat perspectiva din cauza războiului civil, din cauza mișcării aboliționiste, din cauza iluminismului, de fapt. A fost presiunea exercitată de cercurile iluministe, care le-au arătat cât de imorală e sclavia, care i-au aplicat pe unii creștini să reziste și unii au rezistat cu încăpățânare, mai ales în Statele Unite, în biserici protestante, mai ales baptiști din Sud, au rezistat cu încăpățânare noțiunea că sclavia este imorală. Pentru că dacă Biblia sancționează sclavia, atunci cum poți să spui că este imorală? Da? Altă problemă care încă nu este rezolvată pentru mulți creștini este egalitatea între sexe. Dacă Biblia spune că femeia trebuie să fie subordonată bărbatului, în secolul 21 sunt creștini care cred, la fel ca în Arabia Saudită, că femeia nu trebuie să aibă permis de conducere, femeia nu trebuie să aibă cont în bancă, femeia trebuie să fie supusă ori tatălui, ori fratelui, ori soțului. Totdeauna femeia, Eva când s-a despărțit de Adam a fost înșelată, femeia când nu-i sub autoritatea unui bărbat va fi amăgită. Și aș vrea să spun că asta aud în bisericile noastre, aud de la prieteni, de la oameni pe care îi cunosc personal,
care sunt foarte convinși că așa stau lucrurile, din ce alții încearcă să aibă o atitudine mai relaxată și sub presiunea mișcărilor, cum ar fi mișcarea feministă sau unor mișcări moderne. Încep să discute despre hirotonirea femeii și zic, da, noi suntem de acord cu egalitatea sexelor. Dacă ei mai adânc, ei încă cred totuși că Geneza 2 este literal, femeia a fost luată dintr-o coastă și femeia a fost făcută să fie doar un ajutor potrivit și să fie supusă bărbatului. Însă, la suprafață trebuie să se schimbe pentru că este presiunea evenimentelor. Însă, sunt foarte puțini cei care îmbrățișează, să zic, nu numai concepții noi și nu neapărat pentru că sunt noi, ci pentru că, într-adevăr, sunt perspective noi asupra relațiilor dintre sexe. Sunt perspective noi, să zic, din embriologie, cu privire la ontologia sexului. Noi am crezut foarte mult timp că un bărbat, începând de la prima celulă, este bărbat și femeia de la prima celulă este femeie. Și este adevărat, într-adevăr, că un bărbat începe cu X și Y și femeia începe cu XX. Dar problema este că, din punct de vedere al dezvoltării, orice bărbat este întâi o fetiță și după aceea devine băiat. Și din punct de vedere anatomiei, noi nu suntem 100% bărbați și 100% femei. Așa că se schimbă anumite perspective aici. Înțelegem altfel și nu vreau neapărat să, hai să intru în dezbateri, dar înțelegem astăzi chiar și natura homosexualității. Deci înțelegem că mecanismul orientării sexuale nu este atât de simplist. Cum l-am privit noi acum 50 sau 60 de ani, că eram atât de indignați că cum cineva poate să facă asemenea lucruri. Cum poate să aibă minte de pervers să facă așa ceva? Și nu înțelegeam că mie, care sunt heterosexual sau altul heterosexual, nici prin cap nu i-ar trece vreodată. Ceea ce pentru altul, totuși, nu este, este normal, este natura lui. Deci, în privința aceasta, sunt informații noi și sunt valori noi care te obligă la o schimbare de atitudine. Și această schimbare de atitudine, deși multora li se pare că relația pe care o văd este foarte forțată, să fac o relație între vedenia lui Pavel supranaturală și învierea sus și asemenea aspecte, să zic, lumești. Însă, tocmai în esență este aceeași problemă. E vorba de ontologia evenimentului. Evenimentul care apare ca ceva nou, care apare ca o singularitate vis-a-vis de seria de evenimente de până acum și care obligă la o reacție. Și această reacție înseamnă ori o respingere împotrivire față de vedenia cerească, cazul lui Pavel, ori nu o respingere a canonului, fiindcă Pavel n-a respins canonul, n-a respins Vechiul Testament, da? Și nici tradițiile iudaice nu le-a respins. Le-a respectat toată viața lui. L-a circumcis pe Timotei, și-a lăsat barba și părul, a ținut legământ de Nazireu. Nu avea o respingere, ci o relativizare a lor, în funcție de adevăruri universale. Este atitudinea sectară care se trage în cercul ei îngust. Sau din acelui care nu renunță la adevărul vechi, ci le acceptă. Aș vrea să dau un exemplu, în încheiere, un exemplu foarte ortodox, dacă vreți. Pe la anii 1860, Ellen White era de-a dreptul obsedată de rochia de reformă și a canonizat rochia de reformă, pe care, așa cum știm bine, cei care au citit cartea lui Ronald Numbers, Prophetess of Hell, știu foarte bine de unde a luat Ellen White ideea rochiei de reformă și că n-a venit din cer. Dar cert este că Ellen White a canonizat-o și a dat sancțiunea cerească și a făcut-o mandatorie și obligatorie. Era o revoluție vestimentară la timpul ei, care avea aspecte progresiste. Aș vrea să spun că aspectele progresiste erau foarte clare aici. Și pe la 1890, când unii dintre frații Ellen White veneau cu vechile ei texte despre rochia de reformă și cereau rochia de reformă și rochia de reformă și reforma în îmbrăcăminte, mă rog, dacă vreți ca cum se îmbracă soțiile mormonilor în colonii fundamentaliste astăzi, în replică, voi nu vedeți că, citam să găsesc selected messages, chiar că nu-i cuvintele mele, dar cam asta e ideea, voi nu vedeți că moda s-a schimbat. Da? Și în ce s-a schimbat? Moda actuală este sănătoasă. Au dispărut volanele, volănașele, au dispărut rochile lungi care tărau praful. Deci toate acele aspecte nehigienice și antifiziologice ale rochiei de reformă, ale rochiei tradiționale, au dispărut. Și este o altă modă acum. Era o modă mai sportivă puțin, mai lejeră.
Și această modă se datora unor lucruri noi, pe care creștinul a primit cu suspiciune. Un lucru nou a fost revoluția industrială, cu mai multă mobilitate socială, cu femeia angajată în câmpul muncii, femeie mai mobilă, mai bine educată și mai mobilă. Și această revoluție industrială, pe care au privit-o cu foarte multă suspiciune creștinii și au vrut să fugă la țară, să se închidă în ferme și așa mai departe, această revoluție industrială a dus la o schimbare a ținutei și Elena spune, nu mai vreau să vorbim despre rochia de reformă, că lucrurile s-au schimbat. Să adoptăm ținuta care este nouă. Este aici un exemplu, dacă vreți, de la care poate satisface cea mai conservatoare minte. În sensul de a nu fi prizonierul canonului, a nu fi prizonierul literei, și vreau să spun foarte îndrăzneț, Pavel spune litera ucide. Da? Pavel este cel care a spus că în timp ce acceptă ca revelație Vechiul Testament, consideră că nu este sub lege, nu este sub autoritatea lui, nu este prizonierul literei. Și nu vrea să fie ucis de literă, poate, fiindcă litera ucide. Nu ne închinăm în robia literei, robia slovei, zice el, ci în libertatea spiritului. Ori această libertate a spiritului trebuie să o descoperim noi astăzi. Nu în termeni harismatici. Aș vrea să, printre altele, să ne schimbăm și terminologia. Vreau să zic la acești termeni harismatici. Nu, să recunoaștem această libertate de a ne redefini viața și valorile etice și perspectiva asupra lumii, fără să fim prizonierii literei canonului. Nu aruncăm nici Biblia la gunoi, nici istoria creștinismului nu aruncăm la gunoi, nici, dacă vreți, ce am învățat de la bunica nu aruncăm la gunoi. Dar întotdeauna avem această libertate de a îngropa într-o perspectivă nouă, când sunt două concepții despre adevăr, așa cum am spus, și vreau să închei cu această recapitulare a ideii de bază. Ori adevărul a fost descoperit în trecut, într-o creațiune perfectă, o religie perfectă, mă rog, o societate perfectă, care este societatea lui Israel, dacă vreți, nu știu cine și-ar dori să trăiască în ea, foarte aproape de Arabia Saudită, o lege perfectă, care este Tora, canonul Vechiului Testament, mă rog, un adevăr revelat complet de la Geneza la Apocalips, o dogmă a creat autoritate încă o recunoaștem și noi toți o recunoaștem din primele concilii bisericești, la care mai adăugăm mici dogme și mai departe, adăugăm dogmele protestante din secolul 16-17 și după aceea adăugăm dogme restauraționiste din America secolului 19 și dogme particulare ale diferitelor biserici. Și întotdeauna când căutăm adevărul, privim în trecut. Ori din potrivă, așa cum spune Gamaliel, maestrul Pavel, istoria va decide care este adevărul cu privire la mișcarea nazarenilor, zice Gamaliel. Lăsăm istoria să vorbească. Ultimul judecător cu privire la adevăr este istoria viitoare. Este viitorul. Adevărul se descoperă în viitor, dacă vreți, este o teologie apocaliptică, eschatologică, într-un sens mult mai elaborat decât concepțiile simpliste de comicsuri, eschatologie în alb și negru. Adevărul vine din viitor, adevărul se descoperă în viitor. Există rupturi în istorie, cum a fost Iisus, a fost o ruptură în istorie. Există momente când cursul normal și predictibil al istoriei se rupe și apare ceva cu totul nou și atunci oamenii se schimbă și schimbă perspectiva asupra lumii, schimbă valorile, schimbă concepțiile fără să abandoneze ceea ce este vechi. Noi trăim probabil cea mai radicală revoluție din toate timpurile, în sensul că nu atât prin schimbările care au loc, cât mai repede prin rata, prin viteza cu care au loc aceste schimbări. Trăim într-un moment de accelerare a istoriei. Să iau un exemplu. Imaginați-vă că peste 10-20 de ani o să avem inteligență artificială, ceea ce e foarte predictibil. Când spun inteligență artificială, nu însemnează inteligență artificială conștientă, sentientă. Nu înțeleg că așa cum e în SF-uri, o mașină este conștientă și își urmează interesele ei. Lasă asta pe seama SF-urilor, care sunt interesante ca dezbatere, dar sunt totuși fantezii.
Dar vorbim acum de acel moment în care o mașină ajunge să inventeze alte mașini mai bune. Și asta duce la lansarea curbei exponențiale pe verticală, sau ceea ce numim singularitate. Da? Deci vorbim 10-15 ani, să zic, de inteligența artificială care, pusă în slujba omului sau împotriva omului, sau împotriva unor corporații, cum vreți dumneavoastră, va face ca într-o săptămână progresul în cunoaștere să fie egal cu progresul uman în 25.000 de ani. Deci într-o săptămână ca rata schimbărilor în informație, în descoperiri și sinteze noi și scenarii noi posibile de urmat pentru omenire. Deci rata schimbărilor să fie într-o săptămână ce a fost 25.000 de ani în istoria noastră, deci începând din paleolitic. Și asta este o perspectivă nu numai posibilă, dar probabilă. Întrebarea nu este dacă se va întâmpla, ci când se va întâmpla. Va fi în 5 ani, în 10 ani sau în 20 de ani? Asta este întrebarea. Ce trebuie să facă creștin în fața acestei rate formidabile de schimbare, acestei curbe care merge asimptotic față de axa verticală? Răspunsul probabil, reacția cea mai normală este izolarea, fuga, închiderea într-o literă, într-un adevăr definitiv, unde să nu mai există niciun fel de schimbare, ca să protejeze. Dar ceea ce ne învață Pavel este că un creștin nu trebuie să se împotrivească vedeniei cerești. Adică un creștin trebuie să mărturisească ce a văzut și ce va vedea. Trebuie să fie totdeauna deschis spre viitor. Sau cum spune Gamaliel chiar, adevărul vine din viitor. Viitorul va decide ce stă și ce cade. Multe lucruri care sunt la mod acum vor cade și altele vor rămâne. Ceea ce numim clasic este ceea ce rămâne după selecția naturală a istoriei. Așa că vă încurajez să fiți deschiși, să aveți curaj, să fiți liberi în Hristos, să fiți urmași acelui care a spus: călcați pe urmele mele că și eu calc pe urmele lui Iisus. Poate că prezentarea mea n-a fost foarte ortodoxă, dar nu uitați că suntem în catacombă. Ne vedem săptămâna viitoare. La revedere!